întrebat că aceste reforme ne vor costa la început foarte mult pentru a implementa, de exemplu, să recordăm la standardele europene, vor fi nevoie de mari investiții. În primul rând, 3,7% din produsul intern brut al țării noastre. Asta se estimează la 1 miliard de dolari, cred eu, anual. Trebuie, în primul rând, să menționăm că orice avantaj presupune și anumite costuri. Există avantaje imediate, există avantaje care vor fi resimțite după o anumită durată de timp. Ceea ce ține de protecția mediului sau investiții în domeniul mediului, este bineînțeles faptul că aceste investiții vor dura, adică va fi o perioadă îndelungată de timp până ele vor fi implementate și vor fi simțite acele avantaje sau beneficii. Însă, trebuie să mai ținem cont de faptul că odată cu integrarea în Uniunea Europeană se creează un buget comun, nu este doar bugetul național al statului și există fonduri speciale unde vin aceste investiții, adică statul nu este, investițiile nu vin doar din bugetul național. Totuși, sunteți de acord că vă trebuie început foarte ușor pentru țara noastră până a se încadra în baza economică sau, să zicem așa, în procesul... Trebuie să vedem un aspect economic, mai înțeleg. Îți bagă.